Accident grav într-o intersecție din Timișoara. Trei persoane au ajuns la spital după ce o ambulanță Smurd a lovit mașina în care se aflau. Vinovat de producerea accidentului este șoferul mașinii care nu a acordat prioritate ambulanței. O ambulanță Smurd care se îndrepta spre un bolnav a lovit în plin un autoturism într-o intersecție din Timișoara. Din spusele martorilor, se pare că șoferul mașinii circula cu viteză și nu a acordat prioritate ambulanței care avea semnalele luminoase pornite. Cele trei persoane care se aflau în mașină au fost rănite. Dintre aceștia, un pasager se află în stare gravă. Acesta din urmă a avut nevoie de intervenția echipajelor de descarcerare și a fost transportat la spital în stare de inconștiență. La spital au ajuns și ceilalți doi pasageri care au suferit rând mai ușoare. Cei trei tineri au primit primul ajutor chiar de la personalul medical de pe ambulanța Smurd implicată în accident până la sosirea altor două echipaje. În ambulanța Smurd, care era în misiune, se afla echipajul medical format din 5 persoane, dar niciuna nu a fost rănită în urma accidentului. Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili cine se face vinovat de producerea accidentului.